Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Unul dintre directorii Agenției pentru Reglementare în Energetică a demisionat. Ce motive a invocat funcționarul, vedeți la știri. Procurorii anunță că au suspecți în cazul alertelor false cu bombă. Aceștia ar fi conduși de un grup care urmărește destabilizarea situației din Moldova. Valul de căldură numit cupola de foc ce a cuprins Europa va ajunge și în Moldova. Între timp, nivelul Nistrului scade dramatic, iar odată cu el seacă izvoarele și fântâinile din preajmă. Grănicerii ucraineni au depistat un furtun de peste 300 de metri folosit pentru transferul ilegal de spirit din regiunea transnistreană către Ucraina. Săptămâna începe cu o nouă alertă cu bombă. De dimineață, poliția a fost anunțată, precum că în clădirea Curții Supreme de Justiție s-ar afla un obiect exploziv. La orele 8:40 a fost înregistrată informația. Verificările au fost efectuate conform procedurii standard, cu încercuirea zonei și evacuarea tuturor persoanelor. În urma verificărilor, oamenii legii nu au găsit nimic suspect. Între timp, PC Cox anunță că grupul de investigație, din care fac parte procurorul general interimar, ofițeri INI și SIS, a constatat că în dosarul alertelor false sunt mai mulți suspecți din țară și străinătate. Acțiunile lor sunt dirijate de un grup de persoane care au ca obiectiv destabilizarea și crearea neliniștii în societate. Iar scopurile declarate și cele reale nu sunt aceleași, mai menționează procurorii. Astfel, ei analizează și evoluțiile statului pe diverse domenii, cum ar fi acordarea statutului de stat candidat la UE, ajutoare de diverse categorii, vectorul de dezvoltare externă versus amenințările tot mai frecvente, împrejurări care, în una din versiunile anchetei, procurorii le consideră deloc întâmplătoare. Toate informațiile sunt colectate, iar episoadele noi care apar implică o complexitate mai mare a investigațiilor desfășurate și necesită timp pentru analiză, se mai precizează în comunicatul PC Cox. Autoritățile susțin că de la începutul lunii iulie au fost înregistrate peste 100 de apeluri false cu bombă. Săptămâna trecută, polițiștii au identificat unul dintre autorii alertelor, un bărbat de 37 de ani din Nisporeni, care se află la evidența medicului psihiatru. Totodată, MAI a cerut înăsprirea pedepselor pentru denunțurile false. Fermierii din Moldova vor putea exporta pe piața Uniunii Europene pe parcursul unui an cantități mai mari de produse agricole fără achitarea taxelor vamale. Măsurile de liberalizare temporară a comerțului dintre UE și Republica Moldova au fost adoptate de Consiliul European, care a susținut propunerea Parlamentului European. Astfel, cotele de export au fost majorate, unele chiar dublate, pentru 7 produse. Este vorba de prune, struguri, mere, suc de struguri, cireșe, roșii și usturoi. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Uniunea Europeană rămâne principalul partener economic al țării noastre. Anul trecut, valoarea schimburilor comerciale între Moldova și Uniunea Europeană a constituit peste 5 miliarde de dolari americani, asta reprezentând 49,10% din totalul exporturilor realizate de țara noastră. Exporturile moldovenești înregistrează un record absolut pentru Republica Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea comerțului exterior aproape că s-a dublat față de aceeași perioadă anului trecut și a ajuns la 416 milioane de dolari. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ionita, principalii factori care au favorizat creșterea sunt roada bună de anul trecut, dar și faptul că mărfurile din stânga Nistrului sunt exportate ca fiind producția Republicii Moldova. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în luna mai 2022, exporturile moldovenești au ajuns la 416 milioane de dolari, cifra fiind de 2,1 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Statisticile mai arată că exporturile de mărfuri autohtone în lunile ianuarie-mai au constituit 77%, fiind în creștere de 1,8 ori față de perioada similară din anul 2021.
1, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 56,8%. Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că este un record absolut pentru Moldova, lucru care se explică prin trei factori. Primul este creșterea exporturilor producției agricole, care în anul 2021 a înregistrat o creștere fără precedent în istoria țării. Al doilea factor este producția agricolă din stânga Nistrului, care este exportată ca producție a Republicii Moldova, iar cel de-al treilea factor este reexportul producției din Ucraina, care a contribuit la creșterea record a exporturilor moldovenești. În opinia expertului, în acest an, exporturile pot ajunge ușor la 4,5 miliarde de dolari, dacă autoritățile vor duce o politică activă de integrare a agenților economici din stânga Nistrului în spațiul economic unic național. Și reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor susțin că în acest an exporturile au crescut comparativ cu anii precedenți. În primul rând, în anul acesta au crescut și prețurile la produse și acesta tot este un factor care condiționează majorarea exporturilor, dar și ca volume fizice au crescut la unele poziții volumele. De atât, de ce să nu credem mai ales la cereale, la floarea soarelui, dar și la unele specii de fructe? Șeful Direcției Politici în sectorul vegetal al Ministerului Agriculturii ne-a spus că anul trecut au fost înregistrate recolte record, fapt ce a permis creșterea exporturilor. La recolta de grâu în jurul de 1.530.000 de tone, porumb aproape 3.900.000 de tone. Am avut o recoltă foarte bună, inclusiv la fructe, la mere, peste 650.000 de tone. De aceea, acest fapt a permis producătorilor agricoli să exporte și mai mult ca cantitate, inclusiv ca valoare. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ianuarie-mai 2022, principalele destinații pentru exporturile de mărfuri moldovenești au fost România, Italia, Turcia, Ucraina, Germania, Federația Rusă, Bulgaria, Elveția, Polonia și altele. Octavian Calmâc, unul dintre directorii ANRE, a demisionat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Galina Sanduța, el și-ar fi justificat demisia invocând motive personale. Domnul Octavian Calmâc, director ANRE, și-a depus cerere de demisie. Activitatea instituției nu va avea de suferit, ținând cont că Consiliul de Administrație este format din 5 directori, respectiv 4 directori pot să ofere forumul. L-am contactat pe Octavian Calmâc pentru a afla mai multe detalii despre motivele demisiei sale, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Amintim că în perioada anilor 2016-2017 el a fost ministru al economiei în guvernul Filip, iar în februarie 2019 acesta a fost numit în funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Potrivit declarației sale de avere, în calitate de director al ANRE, el era remunerat cu un salariu de aproape 76.000 de lei lunar. Precizăm că directorii ANRE sunt numiți prin hotărâre de parlament pentru un mandat de 6 ani. În acest sens, Octavian Calmâc rămâne în funcție până când demisia sa va fi aprobată de legislativ, după care locul său va fi ocupat de către un alt candidat după ce va fi organizat un concurs public. Formatul 5+2 este înghețat în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar afirmațiile privind independența regiunii transnistrene încalcă declarațiile participanților acestui format. Acest subiect, dar și altele, au fost temă de discuție între vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, și reprezentantul special al Federației Ruse pe acest aspect, Vitali Treapițin. De asemenea, în cadrul întrevederii a fost abordat și parcursul european al Republicii Moldova. Se arată într-un comunicat de presă al Biroului de Politici pentru Reintegrare. Vicepremierul pentru reintegrare a declarat că în prezent formatul 5+2 este înghețat în mare parte din cauza războiului din Ucraina, iar faptul că nicio întâlnire în acest format nu a avut loc la sfârșitul anului 2019 semnalează existența unor probleme structurale mai profunde care trebuie abordate. A fost accentuat faptul că negociatorul șef din partea Tiraspolului în declarațiile sale publice vorbește tot mai des despre independența regiunii transnistrene, acest scop în
încălcând în mod evident declarațiile participanților formatului 5+2. Totodată, multe declarații ale unor jurnaliști și persoane publice de la Moscova conțin mesaje înrăjurătoare, chiar amenințătoare. De menționat că declarațiile privind independența regiunii din stânga Nistrului s-au intensificat după ce Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Așa numitele autorități de la Tiraspol au declarat că regiunea transnistriană trebuie să-și dobândească independența pe cale pașnică. De asemenea, reprezentanții Biroului de Reintegrare mai susțin că autoritățile de la Chișinău asigură o interacțiune constantă prin canalele existente de comunicare dintre Chișinău și Tiraspol. Acestea au menirea de a găsi soluții la diferite probleme, precum încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistriană, de a urmări respectarea angajamentelor asumate anterior în cadrul negocierilor și de a menține situația din zona de securitate în cadrul unor principii agreate, precizează aceștia. S-a atras atenția asupra excluderii potențialilor provocări care ar periclita buna funcționare a școlilor cu predare în limba română din raioanele de est ale țării și accesul fermierilor la terenurile agricole din raionul Dubăsari. Reprezentantul special a fost de acord cu existența provocărilor aferente accesului la terenurile agricole, școlilor cu predare în limba română și, în general, obstacolele în calea liberei circulației de Nistru. În cadrul întrevederii a fost abordat și parcursul european al Republicii Moldova, precum și interesul sporit al regiunii transnistriene de a fi parte a acestui proces. Precizările vin din partea Biroului de Reintegrare în urma solicitării trimise de TV6. Un exemplu concludent în acest sens sunt companiile din regiune, care în corespundere cu rigorile cadrului legal național și european efectuează operațiuni comerciale externe în statele membre ale UE, unde se direcționează mai mult de jumătate din totalul exportului de mărfuri produse în regiune. Menționat că obiectivul de reintegrare a țării și cel de integrare europeană sunt interconectate și urmează a se avansa în realizarea acestora pe ambele maluri ale Nistrului, oferind premize reale de restabilire a spațiilor naționale unice și de implementarea priorităților trasate pe întreg teritoriul țării, se menționează în precizare expediată. Totodată, pe marginea subiectului privind statutul de țară candidat la UE, nu au fost făcute comentarii sau sugestii concrete, ne-au mai declarat responsabilii de la reintegrare. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco. Potrivit unui comunicat emis de guvern, oficialii au discutat despre dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, iar vicepremierul a subliniat că în prezent formatul 1+1 și grupurile sectoriale de lucru sunt singurele care mai rămân funcționale. Cei doi au făcut un schimb de opinii și pe marginea situației din regiunea Mării Negre în contextul războiului din Ucraina. În context a fost reiterată necesitatea menținerii unui dialog substanțial dintre Chișinău și Kiev în vederea păstrării stabilității în raioanele de est ale Moldovei. Tot în cadrul întrevederii, Oleg Serebrian și-a exprimat speranța ca ambasadorul Yuri Klimenko, reprezentant special pentru reglementarea transnistreană din partea Ucrainei, va veni în viitorul apropiat la Chișinău. Acum două zile, Serviciul de Grăniceri din Ucraina a anunțat că pe segmentul transnistrean au fost întreprinse mai multe acțiuni de fortificare a pozițiilor. Potrivit unui filmuleț video, polițiștii spun că sunt în regim de alertă și sunt gata să răspundă prompt la orice eventuală provocare care ar veni din partea Tiraspolului. Anterior, administrația de la Tiraspol a dat asigurări că pe teritoriul regiunii nu se desfășoară acțiuni care ar duce la o escaladare a situației și că un atac asupra Ucrainei din Transnistria nu este posibil. Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a revenit din Israel, unde a plecat în urmă cu câteva zile pentru un control medical planificat. După ce a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău, Tauber a avut o intervenție directă pe pagina sa de Facebook, în care a menționat că a venit mai repede decât era planificat. Iar asta pentru că, potrivit unor informații, membrii formațiunii pe care o reprezintă ar putea fi arestați și supuși unor percheziții. De asemenea, Tauber a vorbit și despre apariția în spațiul public al lui Ilan Șor. După ce a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău în jurul orei 3 dimineața, deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a reiterat că a plecat în Israel fără a comite vreo ilegalitate. Politicianul a menționat că a revenit mai degrabă decât era planificat și a anunțat despre unele surprize pe care le pregătește, fără a menționa la ce anume se referă. Așa cum și am promis. Am revenit acasă, am revenit și cu mai multă energie. Este o revenire foarte importantă pentru mine. Am decis să revin și câteva
zile mai repede decât a fost planificat, sunt aici, alături de voi. Nu o să scăpeți atât de ușor de mine și, desigur, că v-am pregătit mai multe surprize. Decizia de a reveni mai repede acasă este legată de faptul că, în zilele următoare, reprezentanții ai partidului Șor ar putea fi supuși unor intimidări, ipoteză lansată duminică de către liderul formațiunii Ilan Șor, mai spune Tauber. Domnul Ilan Șor a explicat tuturor ce se va întâmpla în zilele apropiate, că suntem supuși atacurilor agresive din partea Maia Sandu și guvernării și că mai multă lume o să fie arestată și percheziționată din partea Partidului Politic Șor în zilele următoare. Totodată, deputatul i-a dat o replică președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat acum câteva zile la TVR că îi așteaptă acasă atât pe Marina Tauber cât și pe Ilan Șor. Am înțeles că sunteți foarte și foarte dornic să-l vedeți pe domnul președinte Ilan Șor și o să aveți această plăcere în cel mai scurt timp. Dar când dumnealui o să apară în spațiul public, dumneavoastră cred că o să aveți 10 sau poate 15 minute să plecați din țara noastră. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu n-a răspuns la apeluri și nici la mesaje pentru o reacție, iar reprezentantul instituției prezidențiale a refuzat să comenteze acuzațiile. Nu comentez ce zic Marina Tauber. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare al Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că, într-un stat unde prevalează supremația legii, hoții fac pușcărie și nu politică. Cu hoții trebuie să discute instituțiile abilitate și sperăm că foarte curând se va face dreptate tuturor oamenilor acestei țări care au fost furați de acest individ. Duminică, într-o adresare pe rețelele de socializare, liderul partidului Șor a declarat că, împotriva colegilor săi, se pregătesc arestări. Potrivit lui Ilan Șor, actuala guvernare va recurge la astfel de acțiuni dictatoriale din cauza refuzului partidului Șor de a renunța la proteste și critici la adresa PAS și a șefului statului. Prin urmare, Șor i-a îndemnat pe susținătorii partidului să se mobilizeze, să-și unească și mai multe eforturile, dar în același timp să-și păstreze calmul. Nu ne speriați, noi nu suntem de speriat și nu ne șantajați. Noi am demonstrat că suntem în stare să răspundem. În consecință, am fost amenințați că săptămâna viitoare, la ordinul direct al conducerii PAS, Procuratura Generală, împreună cu alte instituții de drept, va efectua zeci de percheziții și arestări legate de partidul Șor. Acesta este răspunsul lor la refuzul nostru de a renunța la principii și de a continua să protejăm interesele oamenilor. Responsabilul de comunicare cu presa al Procuraturii Generale, Mariana Kerpec, a refuzat să comenteze acuzațiile. Nu să comentăm declarațiile politice sau unor figuranți anumite dosare temare. Menționăm că în urmă cu câteva zile, Tauber a confirmat că a plecat în Israel după ce în mediul online a apărut o fotografie cu ea pe aeroportul din Tel Aviv. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ea a declarat că a mers încolo pentru un control medical planificat, având permisiunea instanței de judecată de a părăsi țara temporar. Totodată, reprezentanții Procuraturii Generale ne-au declarat atunci că decizia magistratului de instrucție, care a acceptat ca Tauber să iasă din țară până la data de 20 iulie, a fost contestată la Curtea de Apel. Precizăm că procurorul general interimar Dumitru Robu a declarat anterior că Tauber s-ar face vinovată în așa numitul dosar frauda bancară, fiind cercetată penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Parlamentarul se declară nevinovat și susține că acuzațiile sunt nefondate. Marina Tauber a rămas și în 2019 fără imunitate, fiind reținută de ofițerii CNA. Ulterior însă, procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglo a declarat că dosarul său a fost unul politic, iar cauza a fost clasată. Anterior, Dumitru Robu a declarat că Procuratura Generală nu îndeplinește comenzi politice, dar se conduce strict de lege. La rândul său, Maia Sandu a menționat în repetate rânduri că nu dă indicații instituțiilor de drept. Valul de căldură tropical, care provoacă secetă și incendii în mai multe țări din Europa, va ajunge și în Republica Moldova. Meteorologii de la Chișinău prognozează că în următoarea perioadă temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius. Totuși, spun ei, căldura nu va fi atât de aspră precum în țările deja afectate de cupola de foc.
Potrivit meteorologilor, în perioada 22-25 iulie, maximele vor ajunge până la 38 de grade Celsius, astfel va fi emis cod galben de caniculă valabil pentru întreaga țară. Iar în cazul în care temperaturile vor continua să crească, va fi emis cod portocaliu, precizează specialiștii. Din nou o vreme caniculară și ne așteptăm să avem valori termice în 31-36, începând cu perioada 22 iulie. Și înspre data 25 s-ar putea să mai crească până la un 38, posibil 39. Este un aer de origine, din origine azorică și respectivă valul ăsta vine din partea asta. Și din respectiv noi avem temperaturile mai ridicate decât în mod normal. Aceasta mai precizează că temperaturile mai mari de 30 de grade Celsius ziua și cele ce variază între 20 și 28 de grade pe timp de noapte nu sunt normale pentru această perioadă, care în mod normal nu ar trebui să depășească 30 de grade ziua și 20 de grade noaptea. Din cauza temperaturilor ridicate și lipsa precipitațiilor, cel mai mult au de suferit culturile agricole. Toate culturile sunt afectate, fiindcă luând în considerare lipsa precipitațiilor din o perioadă destul de îndelungată, fiecare cultură este afectată de seceta care este. Și inclusiv și oamenii sunt afectați, fiindcă trebuie să consume mai multe lichide, trebuie să stea la umbră și să se îmbrace cât mai lejer. Potrivit șefului Centrului de Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cea mai înaltă temperatură din această vară a fost înregistrată la sfârșitul lunii iunie, când mercurul din termometre a indicat 37 de grade. Și noi, practic, astfel de temperaturi se atestă în fiecare an, dar cea mai ridicată temperatură pe care am avut-o oricum a fost în anul 2012, în august, când am avut 42,4 grade Celsius la stația meteorologică Fălești. În prezent, mai multe state europene se confruntă cu un val de căldură, temperaturile depășind 40 de grade Celsius. Seceta și incendiile de vegetație afectează grav Spania, iar guvernul a decretat starea de contingență în toată zona continentală. Și în Portugalia, pompierii luptă din răsputeri cu focul, întrucât vremea extremă provoacă incendii de pădure. Din peninsula iberică, valul de căldură se îndreaptă spre Franța și Marea Britanie. Oamenii de știință au prezis că astfel de perioade de caniculă vor apărea mai devreme și se vor prelungi pe măsură ce schimbările climatice provocate de om se vor agrava. În anul 2020, meteorologii de la Institutul Național de Meteorologie al Marii Britanii au decis să realizeze un scenariu climatic și să emită o prognoză de temperatură pentru următorii 30 de ani. Recent ei au anunțat pe Twitter că temperaturile de 40 de grade prognozate pentru 2050 vor fi resimțite în Marea Britanie cu 28 de ani mai devreme, adică în data de 19 iulie în acest an. Prognoze asemănătoare oferă și Administrația Națională de Meteorologie din România. Specialiștii din țara vecină au anunțat că din 20 iulie temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius, maximele fiind generate de un val de aer tropical care afectează mai multe țări din Europa. Râul Nistru, care este sursa primordială de apă pentru țara noastră, scade dramatic, iar odată cu el seacă și izvoarele din preajmă. De exemplu, jumătate dintre fântâinile din satul Cureșnița, raionul Soroca, nu mai găsește apă, iar din cele în care mai este poți scoate doar câteva găleți pe zi. Oamenii se tem că vor rămâne fără apă de băut. Cum se descurcă localnicii și ce măsuri pentru raționalizarea consumului ar putea lua Ministerul Mediului în cazul în care nivelul apei în Nistru va scădea și mai mult? Aflați astăzi la ora 19:30, urmărind emisiunea Moldova la pachet la TV6. Specialiștii susțin că monitorizează nivelul apei din fluviul Nistru, care a ajuns acum la 8 metri și 60 de centimetri, cel critic fiind sub 8 metri. Lipsa precipitațiilor este unul dintre motivele care au dus la această situație, mai spun ei. Apa din râul Nistru, care este vitală pentru 80% din populația Republicii Moldova, a scăzut dramatic. Ne aflăm acum în satul Cureșnița din raionul Soroca, unde, după cum vedeți, Nistrul poate fi trecut cu ușurință în picioare. Iar cel mai grav este faptul că odată ce scade apa râului, seacă și fântânile din localitate. Mirel Melnic locuiește la câțiva pași de Nistru.
Pentru că în sat nu există rețea de apeduct, ca și toți consătenii săi, bărbatul și-a construit o fântână. Însă de când a scăzut nivelul apei în fluviu, această sursă nu mai este o soluție, întrucât îi ajunge doar pentru consumul casnic, nu și pentru irigat. Să udem nu ne ajunge, e puțină. El se îngălbinește frunza că nu poți să-i dai apă multă. Patlajică și eu nu pot mai ai patlajică aici, că casară. I-am dat apă, dar și are apă, n-are nimic. În dealul satului, izvoarele sunt secate, iar din fântâni poți scoate doar câteva găleți cu apă. Oamenii spun că le este frică să scoată mai multă pentru a nu rămâne a doua zi fără apă de băut. Dealul satului, practic, apă n-au de fie. Izvoarele o săcat. Ia că la izvoarele se pe vale vin cu șipurile, cu... Dacă este undeva apă în fântână, e puțină și nu e bună de consumat. La fântână este apă? Este o leacă, dar până o scos la gură, dacă așa, așa în calor. Nu vă este frică că o să rămânem fără apă într-o zi? Mi-e frică. Mi-e frică. Și mare frică. Fără apă nimeni nu trăiește. Oamenii locului afirmă că situația s-a înrăutățit după construcția hidrocentralei de la Novodnistrovsk, efectele acesteia fiind devastatoare pentru Nistru. Dacă activitatea acesteia nu va fi stopată, atunci întreaga țară ar putea rămâne fără apă, ne spun cu îngrijorare aceștia. Asta e o problemă catastrofală pentru toată Republica. Cât de vizibilă este această problemă? Cât de vizibilă? Atunci când neca nu sploi, nu sunt nimic. Nistru scade din care pricină? Fiindcă ei stopează apa la centrala hidrologică de la electrică de la Novodnistrovsk. Nistru rămâne ca un pârâu mare. Înțelegeți? Cum este și acum. Cum este și acum. Dacă ați dat prin funcție încât măcar un generator la stația asta de acumulare în bombare, noi n-ar să avem Nistru deloc. La stație n-a fost ultimul timp, dar știu că lucrează. Persoanele care lucrează acolo ne-au spus că lucrează toate turbinele de la stație de acumulare prin pompare. Și acum majoritatea apei ține acolo pentru ceea ce lucrează stațiile. Ele dau multă energie și lucrează 24 din 24. Reprezentanții Ministerului Mediului spun că situația le este cunoscută, dar amintesc de ce se întâmplă astăzi în Ucraina și spun că singura soluție ar fi restricțiile la consumul de apă. Dacă va fi cazul, vom introduce careva restricții la utilizarea apei, cum au făcut și alte țări. Cât de aproape suntem de acest moment de a pune restricții? Suntem aproape. Dacă suntem cu cod portocaliu acum, următorul este roșu. Luni, la ora 19.30, urmăriți emisiunea Moldova la pachet și veți afla cât de mult a degradat fluviul Nistru, dar și cât de mare este riscul ca întreaga țară să rămână fără apă potabilă. A început admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu. De dimineață, holul blocului central al instituției a devenit neîncăpător. Emoționați, dar siguri pe ei, zeci de tineri au venit să-și depună dosarele în speranța că se vor regăsi printre cei 450 de studenți care vor beneficia de studii finanțate de la buget. Cei mai mulți dintre ei ne-au spus că își doresc să studieze la stomatologie, chiar dacă taxa de studii este de aproape peste 33.000 de lei anual. Veniți din toate colțurile țării, tinerii ne-au mărturisit că sunt nerăbdători să-și depună dosarele pentru a fi admiși la facultate. Mulți dintre ei ne-au spus că își doresc să devină studenți la stomatologie sau medicina generală, chiar dacă taxele de studii se ridică la 10.000 de lei. Eu aleg între două facultăți, medicina generală și stomatologie. La ce specialitate dorești? Stomatologie. Sunt necesari 8 ani de studii și contractul pe an este în jur de 33.000 de lei. Există mult sau la noi în țară mult. În timp ce unii vor afla abia în toamnă ce înseamnă cu adevărat medicina, alții deja au încercat marea cu degetul și spun că știu la ce să se aștepte în viitor. Eu am absolvit colegiul de medicină și deja am decis că vreau să devin medic, oricum sunt unele cunoștințe generale. Îmi place de mică încă, din copilărie, și am făcut colegiul 3 ani, acum vreau să fiu medic. Patologie, la fel. Motivator pentru că îmi place, pentru că am avut oarecare probleme cu dantura.
afară și de asta. Și unii părinți ne-au spus că își doresc să aibă în familie un medic, motiv pentru care sunt gata să scoată bani și din piatra seacă doar ca să-și învețe copiii. El la stomatologie vrea. Contractul, prețul chiar mare, dar ce să facem? Stăruim. Ca să facem față la orice etapă. Sunt șanse la buget sau cum? Să sperăm, bineînțeles că da, avem și note bune. În acest an, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu are 450 de locuri finanțate din bugetul de stat la medicina generală. Cei care vor studia în baza de contract vor trebui să scoată din buzunar 10.000 de lei pentru un an de studii. Instituția propune din toamnă și o specialitate nouă, asistență medicală generală. Taxa a rămas stabilă, deci oscilează de la 33.000 la stomatologie și până la 19.000 la studii de licență. Pentru prima dată, ca studii de licență, este propus un program de fizio-kinetoterapie și reabilitare. Planul de admitere prevede și 492 de locuri în baza de contract. Cele mai multe, 200 la număr, sunt prevăzute pentru medicină, 102 pentru stomatologie, iar pentru farmacie 80. Celorlalte specialități le revin mult mai puține. Prima etapă a concursului de admitere se încheie în data de 2 august. Candidații se pot atât online cu aplicarea dosarelor pe platforma eadmitere.usmf.md, cât și cu prezența fizică. Între timp, la celelalte universități din țară, sesiunea de admitere va începe din 25 iulie. Grănicerii ucraineni au descoperit un furtun cu o lungime de câteva sute de metri, prin care se transporta ilegal spirit către Ucraina. Descoperirea a fost făcută pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Potrivit responsabililor, conducta improvizată se întindea până la locuința unui cetățean ucrainean. Vedea se caracteristic zapucul spirit. De asemenea, după efectuarea unor percheziții autorizate, au fost descoperite recipiente cu miros caracteristic de alcool și o porțiune de țeavă rulată din polietilena. Potrivit oficialilor din Ucraina, anterior împotriva bărbatului suspect au fost deschise două procese penale, printre care și introducerea deliberată în circulație pe piața Ucrainei a produselor periculoase. Instituțiile de resort continuă investigațiile. Ora știrilor se încheie aici. Doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenția. Să aveți o seară bună, la revedere!